Din nou în direct din incinta sălii Horia Demian, din Cluj-Napoca, acolo unde la pauză UBT Cluj-Napoca conduce pe CSMC Oradea cu 44-34. E meciul decisiv al acestei serii semifinale. Echipa ce va învinge astăzi va întâlni Steaua în finala campionatului ediția 2016-2017. Cine ajunge în finală, de obicei o câștigă, cam așa spun statisticile. Oradea a ajuns ultima dată sezonul trecut, după ce a trecut de Cluj în semifinale cu 3-1, în timp ce Clujul a ajuns într-o finală în urmă cu 6 ani, în 2011 s-a întâmplat acest lucru, a trecut în finală de Asesoft cu 4-2, un coș înscris pe sirenă de Tyler Morris. 64-61 a fost scorul în acel meci al 6-lea, după ce cu 5 secunde înainte Asesoftul avea posesia. Adi Tudor a pătruns spre coș, a ratat, iar Morris de undeva de dincolo de jumătatea, din propria jumătate a reușit să înscrie și a trimis, a păstrat titlul aici la Cluj. Iată-l aici pe Pustosvanov, un turnover al lui Pustosvanov. Mandache fură acea minge. Zeno. Oradea începe cu Franklin Mandache, Zeno Barnett și Țibârnă. De partea cealaltă, Clujul cu Adamović, Cuti, Dykes, Pustosvanov și Baro. E un fault aici făcut de clujeni asupra lui Bogdan Țibârnă. E cea de-a treia greșeală a lui Max Pustosvanov, ucraineanul care îl înlocuiește în această partidă pe Sasha Rastić. Coșul lui Barnett. Primele puncte ale acestui sfert al treilea. Deocamdată sala încă nu s-a încălzit. E puțină liniște. După pauză încep să apară și încurajările. Adamović ratează. E acolo Cuti pe recuperare ofensivă și un nou atac al Clujului. Adamović. Adamović. Barov vine să facă screen. Aruncă Adamović și înscrie. Oradenii cer dublu dribling. Mingea iar revenit lui Adamović, care a punctat. Nu s-a mai uitat să paseze. Franklin scoate la Zeno. Franklin. Zeno din nou. Barnett e undeva în centru. Zeno pătrunde. Aruncare scurtă și bine poziționat Uzi Baro. Ia din fața lui Bogdan Țibârnă. 46-36. Un fault în atac, o forțare făcută de Baro. Greșeală personală pentru Baro, care nu încerc scuze pentru Adamović. Asta au dictat arbitrii, așa apare pe tabela oficială. Toate că și Baro a fost acolo. Iată-l pe Barnett, e 1-1, posesie pentru Oradea. Posesia alternativă se schimbă odată cu începerea fiecărui sfert. Au început cu clujenii acest sfert. A sărit ca în bazin Sean Barnett acolo. Jumătate din banca Clujului a sărit să arate jucătorilor că Mandache era liber. Primește Mandache. Dykes lângă el, Mandache vine la blocaj, Bogdan Țibârnă, Mandache aruncă, ratează, recuperează Adamović, acum pe tranziție. Dykes, coșul lui Dykes pe această tranziție ofensivă, extraordinar contraatacul clujenilor, pas la întâlnire. Fault aici, făcut de clujeni, Nador Cuti, penalizat cu greșeală personală. Țibârnă, în așteptul pe Franklin, primește americanul. Barnett. Două libere. Penalizat cu greșeală personală, Pustosvanov, care ajunge la patra greșeală, se duce să ceară explicații lui Laszlo București. Două libere. Sean Barnett, Pustosvanov chemat la înlocuire. Moldoveanu va intra în locul său.
Și Moldoveanu are 3 greșeli personale. Iată, jucătorii de poziția 4 în pericol la Cluj. De partea cealaltă, 3 greșeli personale are Sean Denison. Ratează Barnett. 3 din 5 pentru el la linia de libere. O transformă pe cea de-a doua și Oradea vine la 11 puncte în spate. Clujul are atacul. Oradea conduce la procentaje, la aruncările din afara semicercului. Ambele formații au câte 3 astfel de aruncări reușite, însă din mai multe încercări Clujul din 16 față de doar cele 9 ale orădenilor. Un fault aici suferit de Kendall Dykes. Fault care îl duce pe american la linia de libere. Martin Zeno penalizat cu greșeală. Se scandează numele lui Rașić, care iată din nou face eforturi să se ridice în picioare pentru a aplauda publicul. O pierdere importantă pentru Cluj în această accidentare la tendonului Ahile ale lui Alexander Rașić în meciul 4 de la Oradea. În ultimele 3 minute. Se recuperează Bogdan Țibârnă. Acesta este Rașić. Mandache. Zeno. Zeno pătrunde capacul lui Baro. Nu, a încercat să scoată mingea în lateral. Zeno de lângă Baro. Am avut impresia că Baro a lovit ultimul mingea, însă pasa dată în lateral de Zeno către nimeni. Clujul plus 12 și cu atac Damović. Trece ușor de Mandache. Damović ratează. Cuti nu reușește să recupereze acea minge care ajunge la Franklin. Pe pătrundere, Franklin le așteaptă pe Barnett. Țibârnă și vine imediat la dublaj Adamović. 4 contra 1. Kendall Dykes cu panoul înscrie. Nimeni nu i-a spus lui Bogdan Țibârnă că mai vine un jucător lângă el. Era singur cu Moldoveanu. Iată-l pe Barnett pentru Bogdan Țibârnă. Coșul lui Bogdan Țibârnă. Dykes. Ratează Dykes. E Baro acolo cu panoul pe recuperare ofensivă. Uzi Baro. Rodenii parcă sunt anesteziați. Iată-l pe Zeno. Ratează Zeno coșul. Faultat de Kendall Dykes. Două libere Martin Zeno. Kalinauskas intră în locul lui Kendall Dykes. Să vedem dacă orădenii vor încerca să îi provoace pe clujeni. Sunt numai puțin de 3 jucători cu câte 3 greșeli. Cel puțin 3 greșeli la Cluj. Dykes, Moldoveanu și Pustosvonov. Două din două pentru Zeno. Iată-l pe Uroș Lucic, absentul orădenilor din această partidă. Lucic a jucat în meciul 2, atunci când l-a înlocuit pe Denison, care a acuzat o accidentare. Adamović cere sprijin. Vine de partea lui Baro, Adamović, Barnett lângă el, se retrage de lângă semicerc. Din nou Baro. Pasă pentru Kalinauskas, ratează Kalinauskas și 1-1, posesie pentru Cluj. Nu, e posesie pentru Oradea. Iar, într-adevăr, Clujul cred că a avut posesie alternativă, într-adevăr, la faza la care Barnett a sărit, a plonjat în semicercul Clujului. Ar fi trebuit să se schimbe posesia. A venit Amifaur și până la urmă să vedem, decizia e pentru Rădeni.
Din nou probleme cu masa de arbitraj, chemat din nou Alin Faur de către Romi Stănciulescu. Presiune imensă și până la urmă decizia lui Alin Faur e de a da mingea Clujului. Decizie corectă a arbitrilor, probabil cei de la masă ușor luați prin surprindere. N-a mai schimbat atunci această geată care arată posesia alternativă. ...14 secunde de atac pentru Clujeni. Moldoveanu, Barnet vine lângă el. Moldoveanu pe tușă, se întoarce, pasă pentru Cuti. Pătrunde de Cuti și înscrie Neandor Cuti. Layup peste apărarea orădeană. Pregătit să intre Pașalici la Orden. Franklin. Franklin. Barnett. Danții Bârnă. Franklin aruncă de 3 și înscrie Will Franklin. Moment în care Pașalici se duce înapoi pe bancă. Probabil că pe Will Franklin vrea să-l înlocuiască. E a doua aruncare a lui Franklin, prima a ratat-o și de atunci, din primul sfert, n-a mai încercat să trimită spre coș. Până la urmă, Pașalici revine din nou pe la înlocuire. Îl scoate pe Mandache. Cristi Achim îl introduce pe Pașalici. Posesie pentru Cluj, a doua greșeală personală a lui Sean Barnett. Oradea stă bine la capitolul recuperări, 23-17 și la Clujul conduce cam la celelalte capitole. E posesia acum pentru Cluj. Iată la intercepții, 12-3 pentru Cluj, greșeli. Conduc Rodenii cu 16-5, puncte din turnover, 22-4 pentru Clujeni, puncte pe tranziție ofensivă, 10-2. Greșeală pentru Kariniauskas, prima la greșeală a lituanianului. Două libere pentru Sean Barnett. Ratează din nou Barnett prima aruncare. Rămâne cu 10 puncte până acest moment. Singurul jucător din lotul oaspeților cu double digit, o nouă ratare și a atacat coșul pe recuperare imediat după ce a aruncat și a dat seama că va greși aruncarea. Și e posesie pentru Cluj. Pregătit să intre Denison și Nicoară la Orădeni. Aici un fault destul de tare a lui Țibârnă, cred. Un șold în plexul lui Adamović, diferență mare. Detalii între cei doi jucători, iată, și cu cotul și cu șoldul a lovit pe Adamović. Până la urmă se ridică bosniacul. 4 minute și 13 secunde, 11 puncte diferență între cele două formații. Clujul are atacul. Adamović. Adamović. E unul singur. Adamović, aruncare scurtă, recuperată acea minge de Sean Denison. Și Barrow a fost acolo, însă mai atent jucătorul canadian. Zeno pentru Franklin. Din nou Zeno. Încearcă să se facă Denison paravan coșului. Martin Zeno. Un stop shoot perfect a americanului. Adamović. Moldoveanu încearcă să-și facă loc de lângă Nicoară. Adamović continuă. Mismatch cu Nicoară. Adamović scoate la Cuti. Nou Cuti din 0 grade aruncă. Ratează. E acolo Kariniauskas, care înscrie. Pașalici.
cere blocaj. Pașalici, Nicoară, Franklin pentru Nicoară, ratează și până la urmă tot Nicoară, pe recuperare, îl și faultează pe Moldoveanu. Cred că l-a lovit în piept din nou pe Vlad Moldoveanu. Titus Nicoară a venit lansat, iată-l pe Nicoară, aici lovește cu genunchiul în primă fază și un cot în cap recepționat de Vlad Moldoveanu. Se duce din nou lângă adversarul direct. Doi jucători de echipa națională, Titus Nicoară și Vlad Moldoveanu. Echipa națională ce va juca la Cluj în sală polivalentă. O sală a cărei capacitate va fi mărită la 10.000 de locuri pentru a satisface rigorile Federației Internaționale de Basket. O grupă din care mai fac parte Croația, Cehia, Spania, Muntenegru și Ungaria. Meciuri ce vor începe pe data de 31 august. Competiție ce se desfășoară în 4 orașe. Ratarea lui Cuti. Zeno pasă pentru Franklin. Franklin pătrunde, lasă pe Denison, din nou Franklin, aruncă de 3 puncte Franklin și înscrie. Timeout Mihai Silvășan. Iată, Franklin a avut o perioadă mai slabă în această partidă. A fost doar omul care a dat pase. Au venit aceste două aruncări de la mare distanță care parcă i-au dat încredere ceva mai mare lui Will Franklin, omul providențial. Sezonul trecut, atunci când tot jocul rădenilor se baza pe capacitatea lui de creație. Hey. First office, Feast 4. I want you to play boss. I want you to spread and you to spread. Feast 4. Start higher. Okay. 1. Okay. 4. 5. Screen. Four. Attack strong Nicoară. 5 short base. Okay? You understand? We need to attack Nicoară. Defensively. 3. 3. You are on top. But fucking policier, go down! Vă spuneam de Eurobasket. Vor fi 4 orașe. Vă spuneam grupa de la Cluj. O altă grupă, grupa A, se va juca în Finlanda, la Helsinki. Acolo unde țara gazdă va mai avea colegi de grupă pe Polonia, Grecia, Franța, Islanda și Slovenia. Grupa B se va desfășura la Tel Aviv, în Israel, Ucraina, Lituania, Georgia, Italia, Germania și evident țara gazdă. Iar grupa D la Istanbul, în Turcia, unde gazdele alături de Marea Britanie, Rusia, Serbia, Letonia și Belgia. Dar basket de calitate, coș cu fault aici, Vaidas Kariňauskas. O carieră de profesionist demarată în 2012 alături de a doua echipă a lui Žalgiris. A mai jucat pentru Lietka Belis și Kimis, un titlu de campion al Lituaniei și o promovare în primul eșalon basketbalistic al Greciei. And one pentru Kariňauskas și Clujul se duce din nou la plus 9. Pașalici încearcă Dykes să facă pressing, merge pentru Franklin. Pașalici, Zeno aruncă din 0 grade, Zeno ratează, e acolo Denison. Pasă pentru același Zeno și e faultul lui Moldoveanu, cred că lui Baro. Nu, Vlad Moldoveanu penalizat cu greșeală personală. A patra în această partidă pentru Vlad Moldoveanu. Lovește peste brațul drept. Schimbare, Pustosvorov în locul lui Moldoveanu, care, iată, îi spune lui Silvășan că nu vrea să fie înlocuit. Asta pentru că nu mai erau români pe parchet. S-a dat seama că e singurul jucător român, nu putea să fie înlocuit de Pustosvorov. Și dar în locul său intră Török,
Iar în locul lui Baro a intrat Pustozvonov. Din nou joacă fără pivot clasic. Terek e jucător de poziția 4 mai degrabă decât de pivot. Pentru Galeria Oradeană speră la o revenire spectaculoasă a favoriților. Două din două pentru Zeno. Kalinauskas și Pașalic. Vine Pustozvonov să facă blocaj. Din nou cere sprijin Pustozvonov. E un fault aici lui Pustozvonov, îmi cer scuze. Kalinauskas cerea blocaj. Pustozvonov acumulează a cincea greșeală personală. Pustozvonov, cel care l-a înlocuit pe Rašić, a jucat ceva mai mult de 11 minute. Niciun punct marcat de Max Pustozvonov și va urmări restul partidei de pe bancă, încurajat de moldoveanu. Mai puține variante pentru Silvășan la capitolul șutării. Încercare de apărare agresivă a Clujului, care rămâne pe semicer cu oamenii avansați. Pașalic pentru Franklin. Franklin, Zeno, minge ce iese și până la urmă e un fault făcut de Sean Dennison. Cred că l-a călcat pe Terek. Nu, îl împinge pe Jucan. Terek era și el acolo. O luptă supa nou a uriașilor celor două formații. Și Dennison are trei greșeli personale. Se fac două înlocuiri și la Orădeni. Revin Țibârnă și Barnett în locul lui Nicoară și Dennison. Jucan la linia de libere, 56 de secunde. Până la finalul sfertului 3-61-53 în acest moment. O transformă și pe cea de-a doua și Clujul se duce din nou la plus 9 pe tabelă. Atmosferă extraordinară făcută de fanii celor două formații, cântă în permanență. Pașalic pentru Țibârnă. Din nou Pașalic pentru Franklin. Aruncă Franklin. Ratează. Minge recuperată de Kalinauskas. Pasă pentru Dykes. Probleme în a recepționa mingea, până la urmă se liniștește atacul Clujului. Adamović, fântă de aruncare, pleacă pe pătrundere. Adamović! Două libere. Va fi introdus Cuti pe fază de apărare. Rămân 20 de secunde pentru un atac al orădenilor. Iese Dykes, înlocuit de Nandor Cuti. Două libere pentru Adamović. Adamović, care are 11 puncte în acest moment. Două aruncări de la mare distanță, din nouă încercări pentru Filip Adamović. Probleme cu mingea. Va fi ștearsă, e ștearsă de Branko Ciuic. E antrenor secund, însă a mai jucat în Liga 2 la Timba. Doar în meciul importante, Branko Ciuic. Adamović. Două din două pentru Adamović. Și ultimul atac al orădenilor, apărare încă din jumătatea de teren a oaspeților pentru clujeni. Zeno luat în primire de Nandor Cuti, de Cuti într-adevăr. 7 secunde. Zeno va forța pătrunderea. Zeno scoate la Franklin. Franklin pentru Țibârnă. Slam dunk pe sirenă. Iată-l pe Silvășan, extrem de nervos.
Spune că n-a fost coș valabil pentru că s-a auzit sirena. Sunt două puncte valabile acordate de cei trei arbitri. Alin Faur se duce imediat la masa de arbitraj și arată că a fost coș valabil al lui Bogdan Țibârnă. Vă spuneam, orice detaliu contează în această partidă decisivă. 64.